E destul de frig, se vede și după cum Adina ține microfonul. Erau minus 3 grade când am plecat azi dimineață de acasă. Cum se circulă astăzi în București, aflăm chiar acum. Neața, Adina. Bună dimineața, minus 2 grade a arătat telefonul meu în această dimineață. Recunosc că nu este o vreme pentru care eram pregătită, dar iată că acest soare a ieșit și ne încălzește pe toți, poate și sufletește pentru că avem nevoie în această perioadă. Sunt în Piața Victoriei, un loc în care în mod obișnuit avem valori ridicate de trafic, dar după cum puteți vedea și voi în această dimineață se circulă mult mai bine, semn că sunt mulți care fie au preferat să rămână acasă, să lucreze de acolo ca să se protejeze de coronavirus, fie au găsit alte soluții, cine știe, poate niște concedii neprevăzute. În această dimineață se circulă relativ ușor în mai toată capitala, deși am văzut polițiști în anumite intersecții, aceștia nu prea au ce să dirigeze pentru că vedem cu toții sunt mult mai puțini șoferi care au plecat la drum în această dimineață. Avem de astăzi prima zi de stare de urgență în România, însă nu și în mod oficial. Așteptăm cu toții decretul președintelui să vedem ce măsuri va conține și desigur să vedem cum evoluează situația provocată de COVID-19. Știm în acest moment că ar fi 139 de persoane infectate în România, însă cu siguranță vom afla informații noi la ora 10. Știm noile măsuri, vor fi două buletine informative pe zi ale Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență, în care vom afla evoluția cazurilor de coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16 cazuri în București și în mai multe județe. Vorbim în principal de persoane care au călătorit din Italia și alte zone cu focare de infecție, dar și persoane care au intrat în contact cu acestea, motiv pentru care nu avem momentan, spun autoritățile, motive să ne îngrijorăm vis-a-vis de faptul că ar fi vorba și de o răspândire comunitară a COVID-19. Adina, pentru că ești fix în oraș, în zona centrală, oamenii ar vrea să știe ce se întâmplă cu metrou. Am auzit 3-4 direcții diferite, transmise de oameni diferiți, legate de circulația cu metrou. Metrou e închis sau e deschis? Este deschis metroul, văd din când în când oameni ieșind de la gura de metrou de aici, din Piața Victoriei, și este un lucru ciudat pentru că, în mod normal, la Piața Victoriei circulă foarte multă lume cu metroul. Atunci când un tren ajunge în stații, ești obișnuit să vezi o mare de oameni de urcând scările de aici, însă de această dată sunt mult mai puțini, nu se închide metroul, cel puțin asta ne-a asigurat și Ludovic Orban. A spus că nu a existat nicio discuție vis-a-vis de oprirea funcționării metroului în București și asta pentru că sunt în continuare profesii pentru care munca nu se poate face la domiciliu. Iată cum este și profesia noastră. Adina, n-am mai avut de 21 de ani stare de urgență în România. Ce ar trebui să facă concret românii la auzul acestor vești? Trebuie să fim calmi în primul rând, ne spun autoritățile, vine acest îndemn la calm și din partea lui Ludovic Orban, dar și din partea ministrului de interne, Marcel Vela, care devine al doilea om în stat odată cu publicarea acestui decret. Trebuie să fim calmi și să ne informăm din surse oficiale. Este un îndemn pe care tot îl auzim în ultimele zile, însă trebuie neapărat să facem așa ca să nu instaurăm panica. Spunea Ludovic Orban că nu se pune problema să vedem tancuri pe străzi, oamenii nu vor fi forțați să stea în casă sau să li se limiteze mișcarea în aceste zile. Iată, spuneam că nu poate fi vorba nici de oprirea funcționării mijloacelor de transport. Spunea de asemenea directorul STB că va fi redus într-adevăr numărul autobuzelor care vor circula pe străzi, însă nu putem vorbi de oprirea funcționării acestora. Vom vedea chiar mai multe autobuze pe străzi decât într-o zi obișnuită de weekend. Măsurile care se iau prin acest decret, a cărui publicare o așteptăm cu toții cu sufletul la gură, vizează mai degrabă măsuri menite să ajute autoritățile să ne ajute pe noi în acest context al coronavirusului, măsuri care le vor ajuta să achiziționeze mai repede medicamente și aparatură medicală destinată în acest moment combaterii răspândirii cu coronavirus. Mulțumim, Adina. Termin cu un citat din tine. România, țara unde lucrurile chiar încep de luni.